Problemele din sistemul energetic s-au aflat din nou în atenția deputaților. La dezbaterile politice care au avut loc în cadrul orei guvernului a participat ministrul energiei Virgil Popescu. Prezența demnitarului în Parlament a fost solicitată de grupul parlamentar AUR, care a cerut lămuriri cu privire la viitorul mineritului de cărbune și uraniu din România. Cele mai importante întrebări au fost legate de situația în care se află termocentrala de la Mintia și complexul energetic Hunedoara. Opoziția a reclamat și prezența companiilor private în Planul Național de Reziliență și Redresare, care a fost trimis Comisiei Europene. De ce în PNRR a fost inclus GSP Power și dacă ne poate spune domnul ministru câți ani are această firmă, câți angajați și ce expertize în lucrări similare are această întreprindere, pentru că noi, grupul AUR, am fost la ministrul energiei, domnul Virgil Daniel Popescu, și domnul ministru ne-a spus că nu-l cunoaște personal pe domnul Gabriel Comănescu și ne-a spus că în niciun caz nu dorește să se vândă termocentrala de la Mintia. Aflăm astăzi în spațiu public că această termocentrală este pe lista de cumpărături și a GSP Power și a altor companii. Termocentrala de la Mintea, cred că a trebuit să fie o preocupare a noastră, a tuturor. Sunt de acord cu dumneavoastră că este o termocentrală strategică, este într-un nod strategic, este conectată la linia de 400, dar, din păcate, termocentrala de la Mintea, ca și complexul energetic Hunedoara, a fost jefuită. Da. A fost jefuită. Din 2013 s-a format complexul energetic Hunedoara. Zero datorii. 2019 insolvență. 3 miliarde de lei datorii. Oare unde s-au dus banii ăștia? 3 miliarde de lei datorii. A intrat în insolvență. În 2013, tot atunci, s-a aprobat un studiu de fezabilitate de către AGA de la acea vreme a complexului energetic, în care s-a solicitat să se facă studiu pentru desulfurare și instalația de șlam dens. Credeți că s-a întâmplat ceva? Nimic. S-au complecut toți în această situație până la insolvență. În momentul când ești în insolvență, când ajungi în insolvență datorită unui domn, ca să nu-i spun altfel, ministru de finanțe din 2015, care n-a aprobat ajutorul de stat, n-a vrut să dea drumul la bani, semneze ordonanța. Ajutor aprobat la acea vreme de salvare pentru cumpărarea certificatelor de CO2, așa cum am făcut noi la Oltenia și am salvat. N-a vrut să-l aprobe până în aprilie, l-a aprobat în iulie. Problemele cu care se confruntă sistemul energetic, dar mai ales problemele cu care se confruntă oamenii care trăiesc în zonele miniere, au fost semnalate și de alți parlamentari. Ați anunțat la începutul anului închiderea unor grupuri energetice și a unor exploatări miniere de la CEH, CEO și CNU, anunț ce a dus la creșterea prețului energiei electrică PZU piața zilei următoare, cu peste 150% raportat la ultimii 15 ani, pentru aceeași perioadă de timp. Este din ce în ce mai clar că aveți misiunea să închideți Mintia. Consiliul Județean Hunedoara a solicitat de mai multe ori preluarea termocentralei Mintia în vederea modernizării și asigurării funcționării, precum și a păstrării tuturor locurilor de muncă, dar dumneavoastră ați refuzat. Nu ați dat niciun răspuns înscris la niciuna din cele 6 solicitări Consiliului Județean Hunedoara. Emil Cioran spunea, bunul simț este dușmanul de moarte al sincerității. O să fiu sincer. Dragi colegi din opoziție, sunteți întârziați în discurs. V-aș aduce aminte aici despre acordul de la Kyoto 2005. V-aș aduce aminte aici despre acordul de la Paris din 2015, 12 decembrie 2015. Și dacă dumneavoastră veți avea dorința și puterea să citiți ceea ce la ce am aderat, veți vedea că prețul certificatelor de carbon depinde foarte mult de ceea ce ne-am asumat. În ceea ce privește complexele energetice care produc pe bază de cărbune, lucrurile sunt simple. Sunt competitive, dar prețul, pentru că trebuie să plătească certificatele de carbon, prețul crește exagerat. Domnule ministru, ați mințit. Ați mințit. Nu puteți face retehnologizare nici la Mintia, nu puteți face retehnologizare nici la CEO Oltenia, pentru că retehnologizarea, domnule ministru, înseamnă schimbarea acelor cazane de ardere ale cărbunelui, care nu sunt produse decât de compania Siemens, care are producția contractată pe următorii 6 ani. Componentele de la cazane sunt făcute de General Electric, care de asemenea sunt contractați în avans.
Spuneți dumneavoastră până când ar trebui să facem retehnologizarea ca să rămânem în reglementările Uniunii Europene. 2. Cum să faceți retehnologizare, domnule ministru, când compania, când centrala de la Mintia e în insolvență și liniile de creditare 10C și 10B sunt blocate din cauza acestei insolvențe? Sunteți totuși în Parlamentul României. Cum puteți să spuneți lucrurile astea ca și când spuneți un fapt divers? Nemulțumirile social-democraților cu privire la gestionarea situației din minerit și deciziile pe care le ia guvernul au primit răspunsuri tranșante din partea ministrului energiei Virgil Popescu. Să distrugi o companie din 2013 care să plece de la zero datorii, să ajungi cu ea în 2019 la 3 miliarde, peste 3 miliarde de lei datorii, cum este complexul energetic Hunedoara, și să te plângi că de ce ministrul de acum sau de anul trecut n-a făcut nimic, mi se pare prea mult. Mi se pare că voi cei din Hunedoara trebuie să știți ce s-a întâmplat. Și să spuneți aici la Parlament ce s-a întâmplat între 2013 și 2019. De la 0 la 3 miliarde. A luat cineva ceva de acolo? Sau nu? Asta s-a întâmplat. 3 miliarde gaură, peste 3 miliarde gaură, în județul Hunedoara. Asta ca să lămurim de unde plecăm. 2. Termocentrala de la Mintia nu se va tăia la fier vechi. Aici trebuie să înțelegeți lucrul ăsta, termocentrala de la Mintia. Acolo se caută un investitor care să pună în loc cel puțin 800 de megawați. Lămurirea viitorului mineritului de cărbune și uraniu în România și apariția de companii private în Planul Național de Reziliență și Redresare trimis Comisiei Europene nu a putut avea loc în cele 60 de minute alocate orei guvernului în plenul Camerei Deputaților. Rămâne de văzut dacă și cum va reuși ministrul energiei Virgil Popescu să salveze locurile de muncă ale oamenilor care depind de deciziile guvernului.